Bună ziua, domnule Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară și actualmente europarlamentar, este invitat astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Tomac, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Vă mulțumesc și mă bucur să vă reîntâlnesc. Parlamentul a votat ieri noul avocat al poporului, în persoana doamnei Renate Weber, fost europarlamentar ALDE. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare? În locul domnului Ciorbea a venit doamna Renate Weber. Nu este nicio schimbare din punctul meu de vedere. Din nefericire, opoziția a ratat o ocazie uriașă, cred eu, pe care am avut-o, de a da jos guvernul și de a crea o nouă majoritate. Faptul că nu am fost capabil în urmă cu două săptămâni să generăm o majoritate, și acest lucru se putea face doar prin prezentarea unei alternative pe care să o agreze toate partidele care își doresc ca PSD-ul să plece din Palatul Victoria, sau de fapt copia guvernului Dragnea 3 să plece din Palatul Victoria. Nu s-a reușit acest lucru, prin urmare PSD, ALDE împreună cu minoritățile au o majoritate confortabilă, s-a văzut acest lucru și la vot. Noi atunci când am stabilit înainte de moțiune să susținem un candidat comun pentru locuitorului Dragnea la șefia Camerei, un candidat comun pentru prim-ministru, un candidat comun inclusiv pentru avocatul poporului, am spus că de principiu agreem această formulă pentru că era un compromis necesar pentru a depăși momentul. Între timp n-am reușit să numim un șef la Camera Deputaților, ci PSD împreună cu Pro-România l-au validat pe domnul Ciolacu. N-am reușit să dăm jos guvernul la moțiune și acest lucru a întărit PSD-ul și s-a văzut și ieri că nu au existat voturi suficiente, nici dacă ar fi votat, să spunem, deși n-am fi făcut acest lucru, o spun asumat, pentru domnul Kovács, tot nu am fi avut voturi suficiente cu cele 18 voturi ale PMP. S-a văzut, a avut 208 voturi sau 203, dacă nu mă înșel, doamna Norica Nicolai, care este o urmașă Renate Weber. Deci s-a văzut că există o majoritate care a investit-o pe doamna Weber, care este o urmașă pe profilul Ciorbea la Curtea Constituțională. Dar de ce PMP nu l-a mai susținut pe Kovács? Într-un motiv foarte simplu. Inițial, eu îl cunosc pe domnul Kovács, am fost colegi la administrația prezidențială, domnia sa a fost consilierul președintelui Traian Băsescu. Profesional nu am ce să-i reproșez, este un om care a făcut performanță în domeniul în care activează, dar după o dezbatere lungă în grupul nostru parlamentar, când colegii au venit și au prezentat opinii extrem de riscante și greu de înțeles pentru un om care vrea să apere Constituția din această poziție, și aici mă refer la declarații pro-autonomie pe criteriu etnic. Este inadmisibil așa ceva. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să fim cu adevărat pro-europeni, să milităm pentru o Europa mai integrată, unde în mod real, și aici nu poate pune nimeni sub semnul întrebării că România nu acordă drepturi minorității maghiare. Nu cred că în lume există vreo minoritate etnică care să aibă mai multe drepturi și mai multe facilități decât au conaționalii noștri de etnie maghiară în România. Deci mi se pare inadmisibil acest lucru și din punct de vedere principial, eu, ca om politic, nu pot gira prin votul meu un om care nu este loial față de Constituția României. Pentru că atunci când se asume această identitate, acest mesaj extrem de tranșant, prin care cer autonomie pe criteriu etnic, limba maghiară să devină a doua limbă de stat, am putut valida prin votul nostru. Prin urmare, am mers pe formula unui candidat pe care îl cunoaștem, un coleg avocat, astfel încât să nu fim puși nici în situația de a fi acuzați că am mers cu PSD și așa mai departe, deși s-a încercat acest lucru forțat. Pe de altă parte, eu întreb pe cei din USR și PNL. Chiar nu au o problemă cu cetățenii români, indiferent de gradul lor de pregătire. Atunci când, în mod asumat, militează pentru
crearea unei entități autonome pe criteriu etnic, chiar nu există o problemă. Eu cred că pentru demnitatea oricărui politician trebuie să se pronunțe pe această temă. Nu putem să fim seara într-un fel și dimineața altfel. Deci această abordare este incorrectă din punctul meu de vedere. Și eu nu pot face multe compromisuri, dar niciodată nu voi face un compromis care pune sub semnul întrebării loialitatea mea ca om politic față de Constituția României. Dar PMP ce a făcut ieri la Parlament? A votat? Sau votat propriul candidat. Noi am înaintat, au fost trei candidați. Un candidat susținut de PSD, ALDE și grupul minorităților, un candidat susținut de USR, PNL și UDMR. Și PMP a avut propriul candidat, pe domnul avocat Voinea, care a luat voturile partidului nostru. Ce vă aștepta să facă doamna Renate Weber odată ajunsă în această funcție? Sunt convins că va menține aceeași linie de... Dânsa, iată, vine și dintr-o zonă politică. A fost europarlamentar ALDE. Și Victor Ciorbea venea dintr-o zonă politică. A fost prim-ministru dintr-un guvern opozant PSD-ului și a devenit o slugă a PSD-ului, cum rar găsești oameni dispuși la asemenea compromisuri. Deci nu o văd pe doamna Weber drept un model de avocat al poporului, ci decât un executant al ordinilor politice trasate și de ALDE și de PSD. Dar va deveni un instrument pentru PSD, pentru că, din nefericire, PSD-ul confundă de multe ori instituția cu persoanele și vrea să le transforme vrea să transforme funcția într-un instrument care răspunde strict la comenzi politice. Ori noi avem nevoie de o instituție foarte credibilă și aveam nevoie de o personalitate integră din toate punctele de vedere, neutră din toate punctele de vedere. Deci, din acest punct de vedere, cred că s-a ratat o oportunitate de a avea un avocat al poporului, pentru că gândiți-vă că dincolo de ordonanțele pe care le poate contesta, mai există foarte multe teme în societate unde noi nu am reușit să limpezim lucrurile. Cazul cu adopțiile și multe alte teme care sunt extrem de sensibile și unde avocatul poporului are un rol esențial în societate. Ori eu nu o văd nici dispusă, nici pregătită să aibă capacitatea de a transmite un alt mesaj despre această instituție, ci va intra la aceeași logică pe care o cunoaștem până acum, pe care a imprimat-o foarte bine și o reprezintă ca emblemă de serviliți față de guvern Victor Ciorbea. La momentul acesta, cum vedeți dumneavoastră scena politică, se poate vorbi despre o poziție unită pe viitor? Există șanse să ne revenim, dar nu văd acest lucru decât după alegerile locale. Dacă la alegerile locale vom avea maturitatea necesară, partidele din opoziție să venim cu candidați unici pentru toate orașele și municipiile din această țară împotriva PSD, pentru a mătura PSD-ul din administrația locală, pentru că la ora actuală PSD-ul are aproape 2000 de primari din 3000. Este o infrastructură pe care nu o poți înlătura dacă nu revii la două tururi. Este exclus să reveni la două tururi pentru că actuala majoritate nu va vota acest lucru și s-a văzut, deși au promis de multe ori. Și eu cred că aceasta este prima șansă de a avea partidele de opoziție, candidați comuni pentru marile primării de pe orașe și municipii pentru a înlătura și a scoate de peste tot PSD-ul. Asta este primul punct. Dacă vom reuși acest lucru, în mod categoric vom reuși să obținem și o victorie bine meritată în 2020 la alegerile parlamentare pentru a crea o majoritate confortabilă și capabilă să adopte legi în interesul
României. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți adoptarea prin ordonanță de urgență a noului cod administrativ. Care este poziția Partidului Mișcarea Populară vis-a-vis de această nouă ordonanță de urgență? Este o mare ticăloșie ceea ce a făcut premierul Dăncilă. În primul rând pentru că acest cod a fost contestat de către PMP la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională ne dă câștig de cauză. Deci nu putem batjocori instituțiile statului doar pentru că așa ne dictează politic interesul de a trece cu vederea orice decizie este emisă chiar și de această Curte Constituțională care a dat multe decizii controversate. Nu putem crea categorii de cetățeni speciali. Suntem categoric împotriva ideii de a avea pensii speciale pentru primari. Nu am văzut niciun candidat pentru alegerile locale, alergând printre oameni, cerșind voturi, spunând că are nevoie de pensii speciale. Deci nu obligă nimeni, un om politic, să-și asume rolul de edil într-o comunitate. Ceea ce fac acum aleșii locali, punând presiune pe guvernul PSD, dar aproape în toate partidele, toți primarii își doresc aceste beneficii pe care nu le merită, sublinez încă o dată, nimeni nu i-a obligat să-și asume rolul de primar în comunitate. Eu cred că este suficient să te mulțumești cu încrederea pe care ți-o transferă cetățenii atunci când conduci o primărie și nici de cum nu trebuie să intrăm în această logică pentru că s-au dat pensii speciale pentru parlamentari, s-au dat pensii speciale pentru diferite categorii de privilegiați. În condițiile în care avem 4 milioane de pensionari care primesc o pensie mizerabilă, această ruptură în societate este extrem de păguboasă. Nu e nimeni vinovat că nu au aceeași influență profesorii, medicii și alte categorii sociale în viața politică pentru a-și crea aceste privilegii. Practic, primarii vor primi, la fel ca și politicienii, două pensii. Pensia de muncă și pensia specială pentru mandatul pe care l-au avut. Sunt categoric împotriva acestor măsuri. Sunt discriminatorii și batjocoritoare la adresa românilor. Și va trebui să ne asumăm toate partidele de opoziție că atunci când ajungem la putere, primele măsuri pe care le vom lua vor fi eliminarea tuturor pensiilor speciale. Sunt un fur din banul public și ar trebui să avem curajul să luptăm pentru aceste obiective. Eu, unul, cred că doar când vom reașeza toate aceste nedreptăți le vom scoate din instituții, din acest derapaj care s-a produs prin instituirea acestor pensii speciale, vom putea crea în mod real o pace socială în societate. Pentru că nu poți să-i minți pe români la nesfârșit spunând că îi respecti și am văzut până și la legea pensiilor pe care au adoptat-o. Nimeni nu i-a oprit până acum să pună în aplicare ceea ce prevede legea legat de pensii. M-am săturat de aceste jocuri politice cu iz electoral, că noi am mai avut, de exemplu, în Parlament în urmă cu 10 ani de zile, când cu două mâini au votat toți parlamentarii mărirea cu 50% a salariilor pentru profesori, dar niciodată n-a fost pus în aplicare. Deci mai pot fi făcute excese în campanii, dar codul administrativ este de departe un atac extrem de dur la adresa românilor și sfidător în același timp. Dar care este urgența? Știm că premierul spunea în urmă cu câteva săptămâni că nu va mai da ordonanțe de urgență. Dar iată că la puțin timp după alegeri avem această ordonanță. A avut un moment de sinceritate doamna Dăncilă în activitate, spunând că ea preferă să citească ceea ce se spune, pentru că dacă ar vorbi liber, ar spune multe prostii. Deci, din acest punct de vedere, este limpede că baronii din PSD au condiționat înaintea Congresului PSD de această ordonanță și a dat-o fără să clipească, pentru că nu-i pasă. Un om responsabil, care, repet, este loial față de Constituție. Știe exact ce înseamnă responsabilitatea pe care o deține. Fie că e vorba de un ministru, fie că e vorba de un președinte de partid sau, în mod special, funcția de premier, se gândește mult când ia asemenea decizii, pentru că ele implică resurse uriașe ale țării.
Ori, odată adoptate, este foarte greu să le elimin, pentru că trebuie din nou o conjunctură politică și un consens din partea tuturor partidelor pentru a face curățenie în acest domeniu. Și PSD-ul are acest talent de a lăsa după el foarte multe probleme pe care o guvernare responsabilă trebuie să le corecteze. Și acest cod administrativ intră în logica găurilor negre pe care le lasă după el PSD-ul. Pe final, aș vrea să discutăm și despre noua dumneavoastră postură, cea pe care am anunțat-o și la început, de europarlamentar. În ce comisii veți face parte în noul Parlament European? Îmi doresc foarte mult să îmi păstrez profilul pe care l-am avut până în prezent. Eu am avut și responsabilități în Guvernul României. Sigur, am fost parlamentar în 2012-2016 de diaspora. Cunosc foarte bine problematica care se confruntă muncitorii români din Uniunea Europeană, dar nu numai. Și ăsta este unul dintre motivii pentru care am optat pentru Comisia de Muncă. În actuala legislatură a Parlamentului European, în următorii 5 ani, vom discuta foarte mult despre chestiuni ce țin de crearea unui salariu unitar la nivelul Uniunii Europene. Și îmi doresc foarte mult să fac parte din mecanismul care va decide acest lucru, pentru că pentru noi români este important să fim prezenți acolo, să avem un punct de vedere pertinent, pe de o parte pentru că acest aspect ar ajuta foarte mult piața forței de muncă din România, dar în același timp vreau să fiu un partener extrem de implicat în relația cu românii care muncesc în Uniunea Europeană și care au nevoie de protecție. Sunt foarte mulți care se simt discriminați, sunt oameni care consideră că nu li se respectă drepturile și din acest punct de vedere am analizat foarte bine și am optat pentru această comisie. De asemenea, o altă comisie în care îmi voi desfășura activitatea și sunt sigur că voi avea foarte multe rapoarte este subcomisia pentru drepturile omului. Sunt foarte multe zone fierbinți în jurul României, fie în jurul Mării Negre, fie în vecinătatea noastră imediată, mai dacă ne uităm la Republica Moldova, unde avem o comunitate compactă de români în regiunea transnistreană și care este continuu discriminată. Nimeni nu se ocupă de situația lor, iar eu voi readuce dosarul transnistrean pe agenda Uniunii Europene. Este unul dintre obiectivele mele și conflictul transnistrean nu-l poate soluționa doar Moscova. Este obligat și Bruxelles să se implice mult mai activ și rolul meu va fi să readuc în actualitate acest dosar, să încercăm să creăm un climat în această zonă de conflict în care românii să se simtă în siguranță. Pentru că la ora actuală, de peste 25 de ani, sunt puțin spus discriminați. Se produce acolo ceva incredibil. Eu cunosc realitățile și tocmai de aceea mi-am exprimat intenția de a activa în Comisia pentru Drepturile Omului, pentru că vreau să reactivez dosarul transnistrean și să le dăm oamenilor de acolo, indiferent de etnia pe care o au, confortul că pot avea o perspectivă în casele lor, acolo unde locuiesc de dată. În această perioadă au loc întâlniri informale, nu? La Bruxelles. Fiecare săptămână suntem la Bruxelles, da, în grupul nostru politic al PPE. S-a discutat și ieri până târziu despre perspectiva nominalizării comisarului, președintelui Comisiei Europene. Așa cum știți, PPE a câștigat alegerile în toată Uniunea Europeană. În România avem aproape 4 milioane de voturi noi PPE-ul și este important să, în toată Uniunea Europeană, PPE a obținut peste 40 de milioane de voturi. Suntem cel mai mare grup politic și acum se negociază implicit Consiliul European, șefii de stat și de guvern, analizează care este formula cea mai potrivită pentru persoana care va deține președinția Comisiei Europene. Este o poziție importantă și eu sunt convins că PPE-ul va obține. Cum arată negocierile acum? În ce stadiu sunt? Sau care este favoritul, dacă aș putea să-l numesc așa? Deocamdată, singurul candidat oficial asumat de PPE este domnul Weber, dar mai e în calcul luată și opțiunea de a fi schimbat candidatul PPE.
o altă persoană în locul liderului nostru de grup, Manfred Weber, care este liderul grupului PPE din Parlamentul European. Nu vreau să mă antepronunț pentru că nu există un punct de vedere oficial al PPE în ceea ce privește această chestiune, dar lideri importanți din PPE, precum cancelarul Merkel sau actualul președinte al Consiliului European, au și spus că iau în calcul și nominalizarea unei alte persoane pentru poziția de candidat din partea PPE în ceea ce privește președinția Comisiei Europene. Dumneavoastră sunteți și președintele Partidului Mișcarea Populară. Cum veți face față cu cele două poziții? Nu am nicio problemă în a gestiona responsabilitățile politice. Am stabilit acest lucru împreună cu colegii mei. Așa cum colegii de la Timișoara, Baia Mare, de la Iași vin și desfășoară câteva zile pe săptămână activitatea în Parlamentul de la București și apoi se întorc în județele lor, la fel și eu voi fi deputat în Parlamentul European. Voi merge la sesiunile din Parlamentul European, în rest voi desfășura toată activitatea acasă. Veți face naveta, să înțeleg. Nu mă mut la Bruxelles, absolut, sunt decis pe această chestiune și voi face acest drum săptămânal, tocmai pentru că mie îmi pasă să rămân activ în continuare în țară. Am acceptat să merg la Bruxelles pentru că Uniunea Europeană mă oferă foarte multe oportunități pentru a face mai cunoscut mesajul pe care noi ne l-am asumat în campanie și noi nu vrem doar să promovăm România la Bruxelles. Vrem să aducem mai multă Europa în România pentru că e nevoie de acest lucru. Am rămas cu foarte multe restanțe. Eu am explicat mai devreme câteva dintre obiectivele pe care le-am în ceea ce privește conaționalii noștri și am și spus că Parlamentul României timp de 4 ani de zile am fost deputat de diaspora și activitatea mea, în proporție de 80%, chiar dacă coordonam și activitatea PMP, se desfășura tot în Europa. Deci nu voi lipsi din viața publică din țară nicio zi. S-a discutat în PMP candidatul pentru prezidențiale? Nu, dar vom avea o ședință în luna iulie când vom analiza foarte profund care este cea mai bună formulă pe care trebuie să o adopte partidul nostru, pentru că s-a demonstrat la aceste alegeri din 26 mai, când părea că în afară de cele două blocuri mari politice deja, PNL și USR, nimeni nu va mai avea nicio șansă. Iată că PMP-ul a reușit să o convingă peste 500.000 de români că merită să ne acorde șansa de a fi prezenți în Parlamentul European și eu sunt convins că vom reuși să facem o figură frumoasă și la alegerile prezidențiale, chiar poate vom veni cu cel mai bun candidat. Veți avea un candidat propriu sau vă gândiți și la varianta să aveți un candidat al coaliției, al opoziției? În mod sigur, Partidul Mișcarea Populară va avea candidat propriu pentru alegerile prezidențiale. Noi avem un profil de partid de dreapta mai conservator. Avem o linie politică trasată de președintele Băsescu prin acțiuni pe care le-am promovat până în prezent și cred că mesajul nostru, fie că ne referim la nevoie de a apăra o Europa mai creștină, fie că ne referim la dimensiunea pe care noi o dezvoltăm pe relația cu Republica Moldova, pentru că credem că unitatea tuturor românilor trebuie să se producă exact așa cum s-a făurit România în urmă cu 100 de ani, deci până la Nistru, și Republica Moldova trebuie să vină în Europa prin România și multe alte obiective pe care PMP le are și acest lucru va trebui promovat implicit în campania prezidențială pentru că ele sunt proiecte de țară pe care credem că noi le susținem mult mai convingător și mult mai argumentat și atașat ca și partid pe această dimensiune și vom insista pentru că pentru noi aceste valori conservatoare sunt foarte importante și le vom da dimensiunea pe care o merită într-o dezbatere pentru cel mai important portofoliu din România. Domnule Eugen Tomac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă doresc mult succes. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc.